Sumele necesare pentru acordarea sporurilor promise angajaților Complexului Energetic Oltenia nu există. Fondul de salarii ar trebui suplimentat cu 143 de milioane de lei, însă acești bani au fost promiși de Ministrul Energiei, care a participat la discuțiile de la Târgu Jiu, din taxa de 2% pe cifra de afaceri de care compania să fie scutită. Pentru această scutire însă nu există încă un proiect, ci doar promisiuni. Am venit la Târgu Jiu pentru a restabili încrederea între angajații companiei și conducerea companiei. Și am venit având clar în minte un singur rol. Rolul meu este rolul de garant. Așa cum se vede și în comunicatul ăsta pe care l-am semnat în calitate de garant. Deci în urma discuțiilor au rezultat niște elemente, azi le-a citit domnul Boza, și eu, în calitate de ministru al energiei, garantez că aceste lucruri se vor întâmpla. Taxa de 2% pe cifra de afaceri, noi ne vom strădui să o eliminăm pentru companiile care produc energie pe bază de cărbune. Pentru că deja, așa cum v-am explicat, deci astea deja sunt împovărate de certificate. Nu mai pot să le împovărez și cu altceva. Scutirea Complexului Energetic Oltenia de la plata taxei de 2% este doar o promisiune și o temă de dispută între liderii PNL și ALDE, iar pentru a fi pusă în aplicare, trebuie să fie aprobat un nou act normativ.